eram la serviciu și conversam cu o gagică care o agățasem pe net. Tocmai fusese de acord să ne întâlnim, așa că eram super bucuros. A doua zi, la ora stabilită, eram la întâlnire. Facem cunoștință. Eu sunt Marin și îmi pare bine să te cunosc. Eu sunt Mariana și mă bucur că ne-am întâlnit. Fiind prima întâlnire, îi propun să mergem în parc să ne cunoaștem mai bine. Îți propun un test pentru a ne cunoaște mai bine. Sigur. Crezi în dragoste la prima vedere? Draga mea, sunt miop. N-am cum să văd dragostea din prima. Cum te finești? O femeie sexy. Degeaba mă întrebi. N-ai putea pune în aplicare viziunea mea. Ai putea să-mi spui într-o singură propoziție diferențe și asemănări între bărbați și femei? Păi, vezi tu, bărbații sunt ca maimuțele. Dacă le atingi banana, înnebunesc. Iar femeile sunt ca găinile. Indiferent cât de fudule ar fi, tot se așează pe ouă. Care este cel mai sexy lucru pe care ți l-a făcut o femeie și te-a dat pe spate? Păi, mai întâi m-a dat pe spate și abia apoi mi-a făcut lucrul acela. Care a fost cea mai tare petrecere la care ai mers? Eu de obicei la petreceri nu merg, ci petrec. Dacă ai fi o mașină, ce model ai prefera să fii? Simplu, aș vrea să fiu o mașină de cusut electrică. Știi ce frecvență și forță de împungere are? Dacă ai intrat peste mine la duș, unde te-ai uitat prima oară? Nu știu câți indivizi au năvălit peste tine în baie, dar văd că ți-au rămas sechele după aceste experiențe traumatizante. Însă știu că eu n-am intrat niciodată din greșeală peste o femeie la duș. Toate m-au chemat, chipurile să le spăl pe spate. Care este jucăria sexuală pe care nu te-aș putea convinge să o folosești? După întrebarea pe care mi-o adresez la prima întâlnire, îmi dau seama că ești o fată cu minte și educată. Ai fost vreodată prins în timp ce te masturbai? Cu siguranță. Nu ești obsedată? Dacă am avea un copil împreună, ce ți-ar plăcea să moștenească de la tine? Ascultă, draga mea, cu tine voi face sex doar obligat și protejat. Ce ai luat cu tine în deșert? Un tip cu abilități excelente de supraviețuire sau un model Playboy super sexy? Tipul cu abilități excelente n-are decât să se spele pe cap cu modelul Playboy. Dacă aș fi obligat să mă duc în deșert, te-aș lua pe tine cu mine, ca să nu mor de plictiseală. Și ultima mea întrebare. Ce ai fi dispus să faci pentru a salva lumea? Draga mea, asta fac în clipa de față. Popularizez un site amuzant.